Bună ziua, bine v-am regăsit la interviurile hotnews.ro. Astăzi vom vorbi despre România, însă cea de dincolo de șoseaua de centura orașelor, mai exact despre România rurală. Și cu cine am fi putut să discutăm despre aceste lucruri decât cu reprezentanta unei asociații care este de 30 de ani în România și care are ca obiect de activitate, haideți să spunem așa, România rurală. Îi spun bine a venit în studioul hotnews.ro doamnei Mihaela Nabără, director executiv la World Vision România. Bună ziua! Bună ziua și bun găsit! Cum sunteți reprezentanta unei organizații care este de 30 de ani în România? Cum este România rurală, căci despre ea vom vorbi astăzi, față de acum 30 de ani? Dacă ar fi să mă uit în rapoartele celor 30 de ani și în istoria organizației, este evident că da, se vede o evoluție și se vede o evoluție în special din perspectiva oamenilor care au început să-și schimbe mentalitatea și se vede această evoluție datorită copiilor care acum 30 de ani erau foarte mici și acum au devenit adulți. Și asta ne demonstrează încă o dată și ne motivează să investim în copii, pentru că World Vision România este o organizație care are în centrul tuturor activităților sale copilul. De asta, practic, motivația și rațiunea noastră de a fi și de a investi este copilul. Evident, copilul nu este în afara comunității din care provine, pentru că știm că este nevoie de o comunitate să crești un copil. Așa că de fiecare dată suntem atenți la educația copilului, la cine face această educație, la familia copilului, de unde provine, ce se întâmplă acolo, copilul este protejat, nu este protejat în familie și în comunitate. Ne uităm de fiecare dată și la, este foarte bine să spunem și ne punem întrebarea asta, da, spălați-vă pe mâini, mai ales că vorbim de pandemie, dar sunt foarte mulți oameni săraci în mediul rural, este foarte bine să povestești, dar este foarte greu să și vezi că au cu ce să se spele, au apă curentă și săpun, ceea ce înseamnă că acolo unde avem astfel de situații intervenim cu materiale. Și au oameni, cum trăiesc copiii? Mai sunt copii, haideți să o luăm altcumva. Recent am fost într-un sat din Oltenia și, sincer să fiu, nu prea am văzut copii. Asta este o altă problemă pe care o vedem în mediul rural și este o problemă datorată faptului că în mediul rural nu ai ce să faci. Așa văd copiii lucrurile, așa văd și adulții și părinților lucrurile. Mai mult de atât, de fiecare dată când mergem în comunitățile rurale, cei pe care îi găsim acolo spun că trebuie să ne educăm copiii pentru că este singura lor șansă de a scăpa de aici și de a scăpa de sărăcie, motiv pentru care World Vision România are și programe și încearcă să demonstreze de fiecare dată că și în rural găsești resurse dacă știi să le valorifici și dacă într-adevăr ai pe cineva lângă tine atunci când nu poți sau dacă știi să apelezi la cine trebuie și dacă funcționează acea comunitate și parteneriatul în comunitate. Pentru că oamenii vor să-i ajutați? Da. Este foarte clar, oamenii vor să-i ajutăm, dar întrebarea pe care le-o punem noi este de fiecare dată, nu doar vreți să fiți ajutați, nu este vorba despre ajutor, este vorba despre vreți să vă transformați, vreți să vă schimbați, vreți să vă ajutăm să vă ajutați, pentru că, de fapt, dacă rămânem la a ajuta și la a face asistare și dacă ne ducem peste următorii 30 de ani, la 60 de ani World Vision România, vom găsi comunitățile în același stadiu, ceea ce înseamnă că nu suntem acolo să facem asistare. Facem asistare pe cazurile cele mai vulnerabile, dar și acolo avem o metodă extrem de interesantă și care a prins foarte bine în rural. Spre exemplu, și acolo unde dăm animale unor familii foarte sărace, aceste familii, de la finalul primului an sau din anul 2, sunt obligate cumva, prin conștientizare, dar obligate să dea mai departe ceva din ceea ce ele au primit. Cum este o zi din acest job al dumneavoastră? Adică mergeți, aveți oameni care faceți o ședință în care stabiliți unde vom merge mâine. Da? Într-un sat, de exemplu, unde n-ați mai fost. Cum se desfășoară acest lucru? Adică mergeți acolo, bateți în fiecare, la fiecare poartă? Cum se face acest job? Cred că asta este frumusețea muncii unui ONG-ist.
Nici o zi nu seamănă cu cealaltă, este foarte clar, și în momentul în care îmi puneți întrebarea, faceți acolo un plan și după aia îl urmați? Da, evident că ne facem planuri și evident că urmărim să vedem ce se întâmplă în urma lucrurilor pe care noi le facem. Ne uităm de fiecare dată foarte critic și asupra noastră și asupra celor cu care lucrăm, să vedem ce am făcut bine, ce n-am făcut bine, pentru că ziua următoare trebuie să luăm de la capăt și să nu mai respectăm greșelile pe care le-am făcut ziua precedentă. Dar, în general, colegii mei, pentru că sunt aproape 500 în teren, în diverse părți din, și colțuri din, din țara asta, în cele mai vulnerabile zone, pentru ei ziua începe cu întrebarea cine are astăzi cea mai mare nevoie de mine, pentru că suntem ferm convinși și știm, vedem asta de 30 de ani, că nu putem să ajungem peste tot. Și atunci trebuie să găsim soluții. Cum ajungem la cei mai vulnerabili și la cei care au cea mai mare nevoie de noi? Și atunci, dacă putem noi ajunge acolo, este foarte bine și o facem. Dacă nu ne uităm la care sunt acei partenerii noștri, care sunt instituțiile responsabile care trebuie să ajungă acolo și facilităm această relație între comunitățile vulnerabile, între copiii și oamenii din comunitățile vulnerabile și cei care sunt responsabili de vulnerabilitatea oamenilor respectiv. Și mai mult de atât, ne uităm și la fiecare om în parte și la fiecare copil în parte să îi demonstrăm și să învețe împreună cu noi și noi împreună cu el că, în primul rând, el trebuie să facă o schimbare în el și în jurul lui, dacă vrea să vadă schimbarea din partea celorlalți. Revin asupra întrebării, pentru că atunci când noi, ca jurnaliști, facem un reportaj, stabilim și mergem, da? Și intrăm într-un sat și căutăm oamenii să vorbim cu ei. Cum faceți dumneavoastră? Exact. Nu știu, dați-mi un exemplu concret. Păi, niciodată nu intrăm într-o comunitate fără a ști despre ce este vorba în comunitatea respectivă. Asta înseamnă că în momentul în care avem niște date de la care pornim, vedem, spre exemplu, că cele mai vulnerabile comunități sunt, știm foarte bine, în nord-estul țării și avem intervenții destul de multe și destul de complexe în zona Vaslui. Dacă vreau un sat din Vaslui, care teoretic, din datele pe care le furnizează, fie INS-ul, fie partenerii noștri, fie colegii care știu despre zonele respective, mergem și vedem cum stau lucrurile la fața locului. Spre exemplu, cum arată satul Pungești mergând acolo. Stăm în sat câteva zile, discutăm cu toată comunitatea, discutăm cu autoritățile locale, facem interviuri, facem cercetare, facem analize și vedem. Vă cazați acolo la oamenii din sat? Asta este o altă specificitate a World Vision. Are oameni care lucrează în zonele în care implementează. Deci, practic, colegii mei, cei aproape 500, sunt din 90 și un pic la sută dintre ei, sunt din acele comunități în care World Vision România își desfășoară activitatea, ceea ce înseamnă că ei sunt membri ai comunității. Ei sunt, în primul rând, motivați să facă o schimbare în comunitatea lor și să-i motiveze pe ceilalți. Motiv pentru care își punem foarte mare accent pe lucrurile acestea. Adică este extrem de important să cunoști comunitatea și, dacă nu o cunoști așa cum trebuie, pentru că la început, spre exemplu, intrăm acolo și apoi vrem să vedem, ok, foarte bine, cât staff avem aici, cât staff ne permitem să avem în comunitățile respective. De fiecare dată, partenerul nostru de discuție este comunitatea și nu ne ducem acolo forțând lucrurile, pentru că mai este un lucru pe care îl vedem în societatea românească și am învățat din greșelile acestea. Nu este suficient să vrei tu să faci bine dacă comunitatea respectivă nu vrea să-și facă bine. Și asta ține fie de educație, cine sunteți voi să ne spuneți nouă cum să facem, noi știm mai bine, și atunci este nevoie de această cunoaștere a comunității, să vedem din ce vine ea, din lipsa de încredere, știm foarte bine. Noi români avem o problemă și în momentul în care cineva vine să-ți spună cum să faci, tot timpul spui întrebarea, dar oare ce interesare? Și lucrurile acestea țin foarte mult de educație, de istoria oamenilor, de ce s-a întâmplat și de partenerii noștri, instituțional sau nu, care lucrează într-un fel sau altul și de iluziile sau de foarte multe ori încălcate și cumva de eu știu, rezultatele foarte
proaste pe care acești oameni din rural le-au avut în colaborarea cu diverse ONG-uri sau în colaborarea cu diverse autorități publice locale. Adică au fost de foarte multe ori dezamăgiți. Exact asta atunci... vreau să vă întreb. Primarii nu se simt așa un pic amenințați că practic le luați pâinea de la gură, să zic într-un fel, pentru că în mod normal autoritatea locală prin instituțiile pe care le coordonează ar trebui să intervină în aceste comunități vulnerabile. În momentul când ajungeți acolo, dumneavoastră, practic preluați, nu? Într-un fel, nu instituțional. Dar mă gândesc, nu știu, v-a spus vreun primar, n-ar fi mai bine să mergeți de aici că mă descurc eu mai bine decât voi? Cu siguranță au fost situații în care primarii, tocmai din această lipsă de încredere și tocmai din această lipsă de informare, în momentul în care vine cineva, vede ce se întâmplă la mine în comunitate și sunt descoperite niște lucruri care nu stau foarte bine, dar despre care de asta și mergem acolo, pentru că știm că lucrurile nu stau foarte bine și vrem să vedem cum le facem să stea mai bine, dar de fiecare dată mesajul nostru este, nu suntem, și asta este unul foarte real, nu suntem instituție care vrea să ia locul cuiva. Suntem un ONG preocupat de bunăstarea copilului și de binele copilului și suntem aici să vedem cum putem lucra împreună. Și dacă aș fi, nu sunt primar, sunt Mihaela Nabăr, executivul organizației, și colegii mei sunt asistenți sociali, facilitatori rurali, psihologi, psihopedagogi, experți în dezvoltare rurală, pentru că este extrem de important să iei la locul potrivit. Și, în general, construim un dialog în baza căruia obiectivul nostru este acela de a vedea că putem să parteneriem și că nu suntem acolo să luăm funcția niciunui primar sau să ocupăm scaunul lui. Suntem acolo pentru comunitate și pentru a face bine. Este misiunea noastră. Vi s-a întâmplat să nu puteți să derulați un program într-o comunitate din cauza autorităților locale? Ni s-a întâmplat să primim răspunsuri de nu la primele întâlniri cu autoritățile locale. De asta, de obicei, în comunitățile rurale, partenerul nostru nu este doar primarul. Partenerul nostru este și directorul de școală, este și preotul din comunitate, sunt și liderii informali din comunitatea respectivă, sunt și copiii pe care îi învățăm să aibă o voce și să spună cum stau ei, spre exemplu, în curtea școlii pe o piatră și nu au parc și ce ar vrea de fapt, sau cum merg la școală nu știu câți kilometri pe jos și ar avea nevoie de transport. Deci de fiecare dată partenerul nostru important, da, este un partener important, primarul și autoritatea publică locală, dar ne formăm acele grupuri de inițiativă împreună cu care lucrăm și împreună, pentru că așa cum nici primarul nu poate să facă singur lucrurile, e nevoie de mai mulți oameni pe care să-i mobilizăm și cu care lucrăm în direcția asta. Și împreună cu ei convingem până la urmă primarul că suntem acolo pentru a face bine comunității și nu pentru un alt interes. Spuneți-mi, aveți un moment care v-a impresionat foarte mult în aceste, nu știu, în experiența dumneavoastră de până acum cu copiii din mediul rural, din aceste comunități vulnerabile? Da, sunt foarte multe lucruri și la fiecare vizită pe care o fac în teren vin cu ceva de acolo, este foarte clar, cu niște lecții pe care le învăț de la fiecare din oamenii cu care lucrăm. Și, spre exemplu, avem un proiect într-o comunitate din Dolj, în Predești, unde am pornit o inițiativă de a dezvolta o cooperativă din femei vulnerabile, exclusiv formată din aceste 7 femei care nu aveau absolut niciun fel de posibilitate materială și care, pentru a-și putea întreține copiii, mergeau la muncă în afară câte 6-7 luni, depinde, iar copiii rămâneau singuri temiri în grija cui. La început am fost foarte, foarte îngrijorați de cum o să reușim, pentru că știm foarte bine, rezultatele nu vin de pe o zi pe alta, mai ales în România. Și asta este general valabil nu doar în România cu persoanele cele mai vulnerabile. Trebuie mai întâi să le motivezi și să le înveți că trebuie să aibă încredere în ele pentru că pot. Și apoi să continue să facă treaba și să accepte că sunt momente în care lucrurile nu ies așa cum trebuie, dar nu trebuie să se oprească și nu trebuie să renunțe. Și acum sunt extrem de încântată să văd proiectul acesta, a început de 3 ani și sunt foarte încântată să văd că acele femei rămân în comunitate tot anul, au contracte prin care își vând produsele cu diverse supermarketuri din cooperativa respectivă, își asigură un venit minim,
rămân lângă copiilor, își duc copiii la școală și mai mult de atât au căpătat încredere în comunitatea din care provin și au atras lângă ele și autoritățile publice și școala și așa mai departe. Sau avem un alt exemplu în educație și de fiecare dată noi românii reacționăm și acționăm foarte bine pe criză. Vorbim de educație digitală în România de foarte multă vreme și spunem că educația digitală este o soluție chiar și pentru cele mai vulnerabile comunități și pentru cei mai vulnerabili copii. În Cluj, spre exemplu, avem o comunitate unde copiii în clasa 4-a, repetenți de foarte multă vreme, nu știau să scrie și să citească la 13 ani. Păi cum ajunseseră în clasa 4-a, mă scuzați, că mi Bun. Se pare... Dar nu știau să scrie și să citească. Da. După ce am introdus, toată lumea a fost extrem de sceptică, am introdus acest proiect de digitalizare chiar și în această comunitate foarte vulnerabilă și după 8 luni copiii au învățat să scrie numele și să socotească până la 10. Ceea ce mi se pare, adică se poate și asta pentru că au vrut copiii și pentru că copiii au ajuns să-și motiveze și să-și învețe profesorii, că asta este foarte interesant. Nu înseamnă că dacă nu știi să scrii și să citești pentru că n-ai avut șansa să, nu știu, sau să ai metodele potrivite sau să ai profesorul cel mai deschis și cel mai, care nu face niciun fel de discriminare sau care trebuie să se uite și la tine și să e vorba, e vorba de o comunitate vulnerabilă, o comunitate este vorba de romi? De o comunitate în care majoritatea copiilor și majoritatea oamenilor sunt romi. Și am, practic, cu ajutorul copiilor, am demonstrat că se poate, iar copiii au demonstrat profesorilor lor că sunt parteneri egali cu ei, cel puțin din perspectiva în care știu să folosească instrumentele digitale și apoi să le folosească în avantajul lor. E foarte interesant acest caz de care îmi spuneți. Deci un copil în clasa 4-a, deci el a promovat clasa 1-a, 2-a, 3-a, a ajuns în clasa 4-a și nu știe să scrie, să citească, nu știe să scrie numele. Da. Adică ați discutat cu cadrele didactice. Cum e posibil? Deci cum este posibil o asemenea situație? Mie mi se pare halucinantă, vă spun sincer. Sunt situații în România lui 2020 în care copii în clasa a 3-a, clasa a 4-a au probleme de scris, de citit și de socotit foarte, foarte mari. Sau mai mult de atât, întâlnim în școlile noastre foarte frecvent și asta de fapt înseamnă acel analfabetism funcțional. Copiii știu să scrie și să citească, dar nu înțeleg 46% ce spun sau ce să facă cu informația respectivă. Nu integrează informația, practic. Absolut deloc. Adică am citit, asta înseamnă că teoretic învățământul este foarte centrat pe a acumula, da? Am învățat, am citit, citim, da? Ne uităm la un text, îl citim, în momentul în care am ridicat capul, nu știm ce am citit acolo, despre ce este vorba, nu știm cum să aplicăm informațiile respective. Deci, în munca noastră de zi cu zi ne întâlnim cu tot felul de situații, care mai de care mai interesante, dar de fiecare dată ne motivează rezultatele și faptul că în cei 30 de ani văd copii despre care colegii mei, am colegi în organizație care sunt de 30 de ani cu această organizație și vorbesc despre copii pe care i-au luat la 4 ani în programele noastre și acum îi văd, nu știu, sunt alumni, fac advocacy împreună cu mine. Sunt la facultăți de drept, sunt psihopedagogi, sunt educatori, sunt profesori, devin angajații noștri, devin voluntarii noștri. Deci, practic, scoaterea copilului din sărăcie prin educație și prin faptul că ești acolo, chiar și cu îmbrățișare, pentru că studiul pe care l-am publicat săptămâna trecută despre bunăstarea copilului în perioada pandemiei, desfășurat în perioada mai-iunie, asta ne spune că sunt foarte puțini părinți care își îmbrățișează copilul sau nu o fac tot timpul sau nici în pandemie, deși au stat acasă și avem peste o treime dintre părinți care ne declară că, deși ar fi avut timp, deși au stat acasă cu copiii, nu și-au îmbrățișat copilul niciodată, nu l-au întrebat despre emoțiile lui, despre cum se simte că nu știe ce se întâmplă la școală, că nu mai face școală. Avem copii care 8% dintre copii n-au accesat absolut deloc școala, conform datelor pe care noi le-am colectat din comunitate. Din ce motive? Mănuiesc odată din lipsa resurselor.
Odată din lipsa resurselor, pentru că acești 8% nu au avut device-uri de pe care să acceseze școala online și știm foarte bine că școala s-a mutat de la școală acasă, asta înseamnă că trebuie să ai infrastructură în condițiile în care vrei să ai acces la educație. Deci 8% dintre copii ne spun că, dintre părinții copiilor ne spun că nu au avut copiilor nu au avut absolut deloc acces în această perioadă la educație. Mai mult de atât, avem peste 50% dintre părinți, 56% aproape, care ne spun că și dacă au un device, și dacă au un telefon, nu au pentru fiecare dintre copii. Majoritatea au 3 copii, 2, 4, depinde, și atunci au un device în casă. Dar cum să-l împartă între cei 3 copii, 2 copii chiar, care au ore în paralel? Este aceeași situație cu copiii care, de asemenea, în rural, nu au cu ce să se încalțe. Pentru că este foarte greu să fii credibil în 2020, să spui că ai noștri copii din rural nu merg la școală pentru că nu au încălțări și asta se vede în abandon școlar și în absenteism destul de mult. Sunt situații, 27% din copiii din programele în care noi lucrăm nu au efectiv cu ce să se încalțe, motiv pentru care World Vision, împreună cu partenerii, împreună cu donatorii, trebuie să fie acolo să asigure și această pereche de încălțări, pe lângă tableta aia pe care trebuie să o asigure dacă școala este, dacă școala se întâmplă la școală, dacă școala se întâmplă acasă, trebuie să fim atenți că nu au tablete, nu au device-uri, nu au profesori pregătiți, nu au părinți. Părinții sunt o altă problemă. De fiecare dată spun că nu știu cum să-și ajute în procesul de educație, nu știu cum să-și ajute copilul să facă educație online. Și avem 56% dintre părinți, asta ne spun. Nu știm cum să ne ajutăm, nu știm cum să ne ajutăm copiii. Sau tot peste jumătate la sută dintre părinți ne spun și că, și este foarte trist să auzi asta în fiecare zi, că nu știu dacă or să-și mai lase copiii la școală pentru că nu au suficiente resurse să o facă, deși declarativ educația este una gratuită în România. Sau mai este și cazul în care copiii sunt priviți ca o forță de muncă, nu? De ajutor. Bănuiesc că și asta este o problemă pe care o întâlniți, mai ales în comunități din acestea vulnerabile, pentru că toată lumea spune, Doamne, nu, hai să nu mai vorbim despre așa, pentru că fac mulți copii, sunt asistați social, dar nu văd imaginea în ansamblu, pentru că probabil un copil în plus este o mână în plus pentru muncă. Așa este și în perioada aceasta am fost pe teren și nu doar în perioada aceasta, și înainte. Mergeam pe teren împreună cu colegii mei și, într-adevăr, în anumite sezoane, participarea copilului la educație sau mersul copilului la școală este o problemă. De ce? Pentru că rămâne în familie fiind considerat forță de muncă și mergând cu părinții la munca câmpului. Mă dau seama că în perioada în care până acum mai avea salvare școală, adică pleca la școală și foarte, foarte mulți copii din programele noastre ne spun, ne este foarte dor de școală, de ce făceam la școală, de cum lucram, ne este dor să ieșim din... Școala era singurul lor refugiu. În momentul în care școala s-a închis și trebuie să vină acasă, evident că ne lovim de această existență, coexistență permanentă în apropiere, practic fizic, sunt în aceeași casă și atunci părinții de fiecare dată se uită mai întâi la copii, cel puțin în familiile cele mai vulnerabile și merg împreună cu ei la munca câmpului. Asta este foarte clar. Cum convingeți un părinte care, bănuiesc că sunt și părinți care pur și simplu nu interesează, nu vor să-și dea copilul la școală pentru că oricum nu le folosește. Eu am întâlnit cazuri din acestea chiar în mediul rural. Cum convingeți un astfel de părinte să-și trimită copilul la școală și nu să-l trimită doar pentru o săptămână sau două cât stau voluntarii World Vision acolo, ci să-l trimită să ajungă, poate să-și termine o facultate și ulterior să fie unul dintre voluntarii dumneavoastră? Am avut foarte multe, foarte multe situații de genul acesta și vorbesc cu colegii mei în fiecare zi despre ele, pentru că asta este ceea ce practic ne motivează. Ne uităm la ce am făcut bine, la ce copii. Cum sunt copiii noștri astăzi? Pentru că ai mei colegi, spre exemplu, de la, din Cluj și din Vaslui, îmi spun de fiecare dată, noi numărăm destine la finalul zilei, ceea ce mi se pare, și îi văd pe fața lor cum lucrul ăsta efectiv îi motivează să meargă în fiecare zi mai departe și să ajungă și de 6 ori la poarta aceluiași părinte,
și să-l convingă să își lase copilul la școală. Așa cum spuneam, Vorbirea România nu lucrează doar cu copilul pe care îl ia și îl duce la școală, lucrează și cu familiile, lucrează și cu părinții. Avem un program și programe de școala părinților în absolut toată țara. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că lucrăm cu pași mărunți cu fiecare dintre părinți. Îi învățăm ce înseamnă cât de simplu putem noi și cât de inteligibil putem noi pentru ei, ce înseamnă cum să-și iubească copilul, cum să-și protejeze copilul, cum să-și hrănească copilul foarte bine, pentru că asta este o reală problemă în mediul rural. Pe lângă faptul că nu ai cu ce să-l hrănești și avem foarte mulți copii, 8% dintre copiii noștri care se culcă flămânzi, mai avem și părinți care efectiv nu știu cum să-și hrănească copiii și atunci îi tratează ca pe niște adulți și le dau să mănânce exact ceea ce le dau tuturor din familie. Și astfel, prin programul de școală a părinților, World Vision România stă alături de părinții respectivi și încet, încet, mai întâi mamele, după care încercăm să interacționăm cu întreaga familie, suntem alături de ei în comunitate. Sunt situații în care, dacă nu reușim noi, doar noi, evident că mergem împreună cu directorul de școală sau cu preotul din comunitate, cu primarul, deci încercăm să abordăm tot felul de strategii, astfel încât totuși copilul nostru să fie educat și protejat, minim posibil. Este o vreo diferență între un copil dintr-o comunitate vulnerabilă din mediul rural și un copil dintr-o comunitate vulnerabilă din mediul urban? Copiii sunt egali. Toți sunt la fel și toți au aceleași drepturi și aceleași șanse. Acum depinde de, și din păcate, în România ține foarte mult de noroc. Dacă ai norocul sau nu ai norocul, dacă ai șansă sau nu ai șansă. Dacă ar fi să mă uit la traiectoria unui copil dintr-o comunitate vulnerabilă din rural versus traiectoria unui copil dintr-o comunitate vulnerabilă din urban, nu există niciun fel de diferență. Adică ei răspund la fel, stimulilor sau eu știu, programelor pe care noi le adresăm și așa mai departe. Experiența noastră este în mare parte pe comunitățile vulnerabile din rural. 99% din programele noastre sunt acolo. Asta nu înseamnă că nu avem sau nu ne uităm de fiecare dată prin partenerii noștri sau că nu avem și programe limitate pe urban. Și avem. Spre exemplu, și în capitală, în cel mai vulnerabil sector, În avem sectorul 5 programe. bănuiesc. Da. Ce înseamnă să ai noroc când e vorba de un astfel de copil? Că spuneați mai devreme, înseamnă Da. dacă să ai sau nu noroc. O să vă spun o povestioară despre chestiunea asta, cu ce înseamnă să ai noroc. Într-o comunitate, în drumurile mele prin comunitățile rurale, la un moment dat am mers într-o școală și am găsit o clasă de copii, dintre care unul a venit la mine și în momentul în care l-am întrebat ce-ți place ție cel mai mult să faci? Mi-a spus să citesc, dar n-am de unde și n-am cum. Părinții mei nu-și permit să-mi cumpere cărți, la noi nu există în casă, nu am o bibliotecă de felul acesta și nici la școală nu avem o astfel de bibliotecă. Și șansa lui a fost în momentul acela pe care, da, eu n-am văzut-o ca o șansă, am văzut-o ca pe o normalitate, am discutat cu colegii mei și am făcut astfel încât copilul respectiv să aibă bibliotecă în școală, în primul rând, și să poată să își ducă cărțile acasă. Acum, în pandemie, când am fost să văd ce fac frații lui, pentru că el e deja mare, el este deja în clasa 8-a, a venit la mine și mi-a spus: știți, dacă nu aș fi avut șansa să vă văd atunci și să vă spun că cel mai mult îmi place să citesc, nu aș fi avut acces la nimic și efectiv aș fi pierdut foarte, practic aș fi pierdut tot ceea ce am acum, pentru că tot ceea ce știu și modul în care știu sunt din cărțile pe care le citesc și citești atât de mult, și asta îmi spuneau și profesorii, că la un moment dat nici nu-l mai credeau că el le citește și ajunseseră să-l întrebe: cum citești tu atât de repede? Spune-ne ce ai aflat din cartea pe care ai luat-o ieri și ai adus-o astăzi spunând că ai terminat-o. Asta i-a motivat și pe profesor să dezvolte acel fond al școlii clasic în rural și bibliotecă. Deci este practic șansa lui că a găsit un om căruia să-i spună și care să-l asculte. Pentru mine, la momentul respectiv,
a însemnat o normalitate. Asta fac peste tot pe unde merg, ascult copiii și văd de ce au ei nevoie. Dar faptul că am luat mai departe și am dus lucrul acesta și că se întâmplă lucrurile și el a venit în martie, când am mers acasă la familia lui înainte de Paște și mi-a spus, mă bucur foarte mult și a fost șansa mea să vă spun atunci că îmi place să citesc, acum 7 ani, pentru mine a fost... Deci norocul nu și îl face doar omul, ci îl fac și oamenii. Norocul îl face și omul până la un punct, pentru că este extrem de important să ai o voce și să spui lucrurile pe nume, pentru că lucrurilor pe nume și să ceri ceea ce de ce ai nevoie, să știi să ceri. Și asta este ceea ce facem cu copiii noștri. Colegii mei din teren de fiecare dată învață pe copii să identifice acele lucruri de care au nevoie și să aibă o voce. Și ei sunt practic partenerul nostru de negociere cu comunitatea locală. Deci este important să știe să-și exprime aceste nevoi, să-și ceară drepturile, să facă parteneriat cu cei care, pentru că nu este cere și ți se va da, este cere, participă și vei avea. Cam așa stau lucrurile la noi. Și avem un program care prinde foarte bine la copii, vocea și participarea copiilor. Și practic prin acest program, prin care noi îi luăm, îi mobilizăm, îi învățăm, le dăm încredere în ei, pentru că am experiențe când merg în rural, în momentul în care pun întrebarea, întreabă-mă și tu ce vrei să mă întrebi pe mine, că eu te-am tot întrebat, ce faci, cum ești, de unde, cum e familia ta, dacă mai ai frați, de foarte multe ori copilul sau copiii se uită la noi și ne spun, putem să vă întrebăm? Noi nu știam că putem să întrebăm, noi nici la școală nu întrebăm. Așa că e foarte bine ca ai noștri copii să învețe să ceară și să se implice în ceea ce aș îndeplini și aș împlini visurile. Și da, este foarte bine să ai pe cineva lângă tine care să te asculte și să te audă, dar de foarte multe ori nu este suficient, pentru că, așa cum spuneam, și abordarea noastră este aceea, ok, foarte bine, mergem, dar nu facem asistare, pentru că asta înseamnă să rămânem acolo sau dacă nu mai putem noi să vină altcineva să nu se vadă absolut nimic în urma noastră. Ați vorbit puțin mai devreme despre datele unui studiu pe care organizația dumneavoastră l-a făcut în această perioadă de pandemie, perioadă care, din păcate, se pare că va fi mai lungă decât ne-am fi dorit cu toții. Nu cred că lucrurile se vor schimba peste noapte. Cum va afecta copilul din mediul rural, copilul care n-a participat, cred că 4 din 10 copii n-au participat la orele online. Ce se va întâmpla cu acești copii care și așa au un acces mai greu la educație în următorul an? Pentru că este acum această discuție cu începerea anului școlar, pe scenariile acestea. Cum credeți că se vede acest scenariu verde, galben și roșu dintr-un sat din Telorman, hai să-i spun așa? Da, așa cum spuneți și dumneavoastră, am făcut încă un studiu, pentru că noi tot facem, de 30 de ani tot facem studii și aceste studii sau cercetări ne servesc nouă la a ne continua munca într-un mod care să conteze și să facă o diferență și să investim fix acolo unde este nevoie sau să mergem cu parteneriatele care sunt cele mai importante pentru comunitate. Asta a fost și rațiunea acestui studiu, care practic a fost făcut fix în perioada pandemiei, să vedem cum a afectat pandemia bunăstarea copilului din rural. Și dacă ar fi să mă uit la educație, aș rupe o parte din această bunăstare, pentru că dacă mă uit la ce înseamnă copilul într-o comunitate vulnerabilă sau sărăcia, ea are foarte multe fețe în rural. Și atunci, prin acest studiu, ne-am uitat la nu doar la educație, ne-am uitat cu prioritate la indicator care țin de educație, de participare a copilului, de accesul copilului la educație, de educație de calitate, de modul în care s-au implicat cu părinții în educația copiilor în această perioadă, modul cum văd profesorii continuarea educației, este sau nu o soluție educația online, dar ne-am uitat și la acele alte elemente extrem de importante care
contribuie la accesul la o educație de calitate, despre care spunem noi că suntem old vision. Ne-am uitat la cum a evoluat sărăcia românilor din rural în această perioadă, din cele mai vulnerabile comunități. Au, nu au de lucru, le-a scăzut în vreun fel venitul, nu le-a scăzut. Cum își tratează sau cum se raportează părinții la copiilor în pandemie, pentru că știm foarte bine că această distanțare fizică și izolare socială a avut repercusiuni extrem de grave în viața copiilor. Dacă ar fi să mă uit specific la educație și dacă m-aș uita doar la acel procent de 8% care știm că n-a avut acces, procentual vorbind nu ni se pare mult, dar în momentul în care știm că este un număr destul de mare în spatele acestui procent și știm că pentru ei practic educația a fost o vacanță și o perioadă în care n-au accesat absolut nimic, este grav și asta se va reflecta cu siguranță în creșterea analfabetismului funcțional, care și așa era destul de mare în România, și mai mult de atât în creșterea analfabetismului punct. Pentru că, așa cum spuneam, copiii la școală învățau să scrie, să citească. Iată că acum nici asta nu au mai învățat să o facă, pentru că nu au avut cum. Dacă ar fi să mă uit la ce spun profesorii, apropo de cum se văd scenariile acestea în rural, bineînțeles că discutăm cu comunitățile, pentru că înainte de toate suntem parteneri, nu avem o baghetă magică nici noi, nici ei, și deși se fac eforturi, se fac și scenarii și în toată această perioadă. Am fost parteneri de discuție și ai Ministerul Educației și ai Guvernului pe aceste scenarii. Acest studiu vine să atragă atenția asupra unei probleme care se adâncește, a unei sărăcii care se adâncește. Dar sărăcia și educația, lipsa accesului la educație a fost acolo dintotdeauna, doar că în perioada pandemiei se adâncește. Este foarte, foarte clar, pentru că scad veniturile, 40% dintre părinți ne spun că nu pot să-și asigure alimentele necesare, medicamentele pentru copii, rechizitele foarte greu și așa mai departe. Totul se vede în momentul ăsta, dacă ar fi să ne uităm la scenarii, în ceață, un pic în ceață, în sensul în care toată lumea încearcă să vadă ce poate să facă, cum poate să facă la nivel local, în momentul în care vorbim de ok, bun, și ce o să facem din 14 septembrie când toți copiii ar trebui să se întoarcă la școală, ne dăm seama că în acest moment nu avem niciun standard foarte clar pe care ar trebui să-l respectăm și atunci suntem într-o oarecare expectativă, haide să vedem cum o să arate ghidul dat de Ministerul Sănătății și ce ar trebui să respectăm. Pe de altă parte, cei care au început deja să facă lucruri se izbesc de lipsa resurselor materiale și sau de lipsa bugetelor să facă acest lucru, și asta este un lucru bun, că se gândesc și își pun această problemă și văd cel puțin acum, chiar dacă este relativ târziu, cu o lună înaintea începerii anului școlar, că nu au clase suficiente, că nu au infrastructură suficientă, infrastructura online este foarte, foarte, foarte greu să ai, dar mai avem și o categorie care va avea cel mai mare impact asupra sistemului de educație, cei care nu fac nimic, ci cei care așteaptă să vină de sus în jos totul. Și asta cred că este în dezavantajul tuturor, este și în dezavantajul școlii, al comunității locale, este și în primul rând este în dezavantajul copilului. Cu aceste scenarii care descentralizează practic soluțiile, responsabilitățile, deciziile și așa mai departe, o să vedem de fapt și de drept încă o dată care este capacitatea autorității locale, care este interesul autorității locale, interesul asupra educației, pentru că despre asta vorbim, și o să vedem încă o dată cum autoritatea locală știe sau nu știe să facă parteneriate cu cei care au resurse totuși să pună în comun cu autoritatea locală să găsească, să facă totuși clase care să permită întoarcerea copiilor în 14 septembrie. Și în ultima săptămână, de când au apărut aceste scenarii, asta discutam cu colegii mei, inboxurile noastre sunt pline de mail-uri care vin din partea primarilor de Temirunde sau a directorilor de școală care ne cer ajutorul. Este foarte bine. Este un semn că ne dăm seama... Ce vă spune un primar într-un e-mail pe care îl primiți? Este o adresă. Nu e prima oară când un ONG vede astfel de adrese, mai ales că ne știu că suntem în teren și suntem preocupați de comunitățile rurale și în speță de educație. Ne cer ajutorul
pentru a putea să creăm acea infrastructură necesară începerii anului școlar și ne cer colaborarea. Asta, în general, în aceste adrese nu e nimic specific, adică toată lumea cere ajutorul, dar... Cum vă scrie un primar de la Vaslui, de exemplu? Nu știu, bănesc că este și unul de la Vaslui, este pentru o adresă, că acolo. Da, este o adresă bună formală. Bună ziua, sunt primarul Xulescu. Din comunitatea Acutare, știu că aveți o activitate destul de mare în comunitățile rurale, vă solicităm ajutorul pentru a putea începe școală. Cam așa sună toate, dacă ar fi să mă uit. Ajutorul, mare. Adică, nu știu, puteți să ne trimiteți și 90 laptopuri sau 3 telefoane? Sau, mai sau sunt cum, și astfel de situații și asta este diferența între primăriile și comunitățile cu care noi lucrăm. Apropo de învață să ceri, că și vedem asta, primarii din comunitățile respective ne cer. Deci știu să ceară aceste 10 laptopuri, cele 20 de bănci sau să găsim o soluție pentru împărțirea sălilor în diverse sau a culoarului în două sau nu știu ce soluție să găsim pentru a face activități în afara școlii. Deci se vede o diferență foarte mare între autoritățile care au fost partenerii noștri în ultimii 15 ani, chiar dacă nu în 30, pentru că știu ce se ceară și știu cum se ceară. Adică e mai bine să ceară punctual. Este foarte bine pentru că asta ne dă, adică este un proces. Nu înseamnă că avem vreunii o baghetă magică și scoatem bagheta și hocus pocus am făcut sala și mai mult de atât o să rămână copiii acolo și nu o să existe cazuri de COVID și așa mai departe. Deci este extrem, extrem de important să știți să faci această planificare despre care vorbeați și dumneavoastră la începutul discuției noastre, dar pe de altă parte este un proces să ajungi acolo. Este foarte greu în România chiar și să știi să ceri chestiuni foarte specifice și chestiuni care te ajută. Ceri, dar haide să învățăm să cerem pentru că, și să cerem acele lucruri pe care noi nu le putem face. Pentru că în momentul în care cer general, este foarte clar că eu nu văd care este responsabilitatea celui care cere. Că dacă asta este nevoia, din asta eu mi-asum ceva, iar tu ți-asum celălalt ceva. Și asta înseamnă parteneriat. Doamna Mihaela Nabăr, vă mulțumesc că ați acceptat invitația noastră de a participa la interviurile hotnews.ro și sper ca în viitorul apropiat să mergem și noi cu colegii dumneavoastră voluntari într-o astfel de comunitate să vedem cum cer oamenii, ce ați făcut acolo și cum se schimbă lucrurile. Cu foarte mare drag, pentru că este nevoie de toți pentru a face această schimbare și oricând, noi suntem pe teren și așteptăm să înceapă școlile și așteptăm cumva să putem vedea rezultatele începutului acestui an școlar în rezultatele copiilor și suntem conștienți că pentru asta trebuie să punem fiecare umărul și să facem ceea ce stă în puterea noastră, să nu arătăm nici către instituție, nici către autoritatea publică, nici către părinte, nici către ONG. Cred că este cazul să facem echipă comună pentru că mai avem un pic și trebuie să înceapă copiii școlile. Vă mulțumesc încă o dată. Mulțumesc.